Nicule! Ia vino, mă, cu ce, mă, vino cu a. Ce, mă? Ia vezi, mă, e bine? Aha. Ia, ușa. Merge, mă. Ia, mi se pare mie sau scârție? Nu scârție. Cum, mă? Ți se pare... Mai închid-o, mă, un pic pe aia. Scârție, mă, cum scârție? Că n-au nimic. Păi mă, trebuie dată cu niște vaselină. Da, vaselină, cum, ce să fac? Lasă, că-ți dau eu. O dau două drecuși cu vaselină. Ce cu el? Să becu. Merge ceas, mă. Ce, mă? N-ai zis, mă, că merge. Mai devreme mergea, mă. Păi ai spus că te pricepi. Bă, dacă ești așa pretențios, de ce n-ai făcut-o, mă, tu? Păi am zis de la început, mă, că nu mă pricep. Ia uite, mă, că merge. Te-am zis că merge? Păi stinge-l. Păi de ce? Ca să-l mai aprinzi odată. Păi ce să te aprindă într-o dată, bă, Nicule? Că l-am stins, l-a aprind. Lasă becul, dacă vrei să fie becul aprins, de ce să zici că l-a aprins? Băi, nu mai frecat dacă se uzează, mă. Bă, lasă vrăjeala asta și stinge-l și aprinde-l ca să văd că merge. Vreau să-i fac o probă. Așa, de probă? Da. Ia-te, mă, vezi că merge. Păi și acum aprinde-l. Păi de ce să-l aprind, mă, dacă e lumina afară și tu vezi? Nu vezi, vezi? Băi, dar lasă-mă vrăjeala asta, trebuie frumos, aprinde-l ca să văd că merge. Bunicule, mă, dacă, băi... Mamă! Mamă! N-ai făcut nimic! Mă. N-a făcut nimic. S-a prins, mă, că e lumina afară. Crezi că el nu-și dă seama, becul, că vede și el și nu se mai aprinde, că... Băi, vara, când e vară 30 de grade, tu pui paltonul pe tine? Nu. Păi de ce să-l pui, mă? Normal că nu pui, că ți-e cald așa și becul. El zice, de ce să aprinde dacă e lumină, înțelegi? A, bă, termină, că n-ai făcut nimic, bă. Ai făcut rahatul praf aici, aia ai făcut. Bine, mă. Are un fir întrerupt, mă. Știu și unde e, îl fac imediat. Păi când, azi? Acum, dă-l rec. O, Nicule Barosanu, ce-ai făcut, mă? Ți-ai tras casă de vacanță în curte, mă? Ce, mă, coșmelie asta? Ce coșmelie, mă, că e dita mai cabana aici, nebun. Câte margarete are? A. Mamă! La ce? E bine, mă. Merge, să nu cum să fie asta acasă de vacanță, mă? Băi, mă faci să râd. De ce nu te apuci, mă, de comedie? Că dai niște dume așa din tine? Nicule, lasă vrăjeala asta cu comedie aici. Te-ai făcut barosan, este? Ia zi, mă, pui televizorul înăuntru, canapea, cu votolii, cu șmecherii? Nu pun niciun televizor. Da, mai dă-l dracu de televizor, că dacă e vilă de vacanță, normal, mă, și în vacanță să te uiți la televizor, să te stresezi ăștia cu știrile alea, cu tremure, cu nenorociri, cu alt, să te scoată de relaxarea aia de vacanță. Nu e că de-aia pleci în vacanță, mă. Vrei să te rup de toată. Bravo, Nicule. Bravo, Nicule, de super idee ai avut. Ce idee, mă? Ce idee, mă? Asta, mă, cum să-ți faci casă de vacanță la tine în curte, pentru că îți dai seama câți bani pui tu deoparte. Îți dai seama, ia fii atent, unul la mână. Nu mai dai bani pe tren, înțelegi? Că nu mai mergi cu trenul. Unde să te duci? Că e la tine acasă, înțelegi? Să iei trenul de unde până unde. N-are cum, știi? Taxiul la fel. Păi nu mai consumă niciun pic de benzină, mă, băiatul. Și doi la mână, fii atent la asta, care stai cea mai tare. Deci nu mai dai bani pe mâncare, bă, băiatule. Păi de ce? E că mănânci acasă, tu nu-ți dai seama cum ai mâncat, ai ești în curte, ho, ești în vacanță. Bă, ce ani mâncarea de acasă nu costă, că costă și aia bani. Păi da, mă, dar nu dai din banii de vacanță, nu, că a gândit-o bine și-a... Bă, Nicule, ți-ai făcut casă de vacanță, bă. Bă, ce aveți, bă, asta nu-i casă de vacanță. E, nu e pe drag, bă, nu văd ce ți-a făcut aici, că acum vă văd că ți-a uitat mai casă, acum că nu-i de vacanță. Bă, ce idee mi-a venit! Yes. Bă, fii atent aici, că tu îmi bate nevastă mea la cap toată ziua, bă, n-am dus-o și pe ea într-o vacanță, ca să o plin de mânuță pe acolo, pe să plimbă lumea, știi? Bă, știi ceva? Sâmbătă, vineri, sâmbătă, duminică, vin cu ea în vacanță la tine, Nicule, fii atent, ți-i rezervat mie. Bă, voi sunteți sănătoși la cap, voi n-auziți că asta nu-i casă de vacanță, mă? Dar ce, mă? Cotez de câine! E cum adică, mă? Ce, mă? A, noroc, rați! Ia zi, merge treaba! Facem? Bravo! Ia... Ce combinație aveți voi doi, mă, că ceva nu se leagă la mine, mă? Ce nu se leagă, mă? Asta, mă, ăștia au combinații, tu nu vezi? Ce combinații, mă? Ce combinații, mă, a făcut casa asta aici, ăștia dau palmele astea pe aici, au combinații, care combinații, să ne zică și nouă. Chiar și așa. Diego. Bă, Nicule, da. S-a pus Dumnezeu mâna în cap, bă. Bă. Și când vine Izabela asta? E pe drum, apare ea. Bă, trebuie să fiu adrăc că am muncit tot. Zi întreagă să fac o cabană pentru un câine, mă. Zici și tu. Dar care e, mă, problema? Femeia s-a uitat, a văzut, i-a plăcut, a plătit, a venit curierul.
Te ai apucat, ai montat. Nebună, bă, a luat toată lumea razna, bă, Nicule, bă, faci ta mai cabana pentru câine. Un cotez mic ce aveam, mă. Da. Diego, ia vezi, bă, ia vezi, mi-i place lui bă, Diego. Bă, Virgena, ce treabă ai tu, bă, cu femeia asta, cum cheltuiește ea banii? Dacă ea așa a vrut, care e problema ta, bă, e banii ei, nu? Chiar și așa. Bă, fi un câine mare, mă, ce mă bag eu? Cât de mare să fie, bă, că poți să bagi și un cal aici, mă, bine, mai pe genunchi așa, dar bagi. O fi, bă, tita mai dihanea de aia de vânătoare, eu știu. Bă, dacă n-are ce face cu banii, de ce nu mi-i dă mie, mă? Bă, Nicule, asta, stai să înțeleg și eu. Deci, o prietenă de la maică ta, de la București, da? Da. Are niște milioane de euro de la bărbatul cu care e certată și e în divorț acum, da? Așa, corect. Și a luat câinele lui ăla, da? Care câinele e viața lui. Și aia ei, mă, l-auzi. Câine are copii, se certă pe câine. Așa, corect. Și l-aduce aici ca să stă o săptămână. O săptămână? Poate să stea și mai mult dacă vrea. Ideea e să nu știe bărbatul unde stă câinele. Da. Aia e. Că ăștia doi, deci, bă, iubește câinele ăsta ca pe ochii din cap. A, gata, m-am înțeles, dar cu ăsta... Ăsta e spărgătorul de gheață, adică nu-i doar un câine-câine, mai înțeles? Ce, mă, cum ai... Bă, bă, ce dracu, mă, tu ai retrogradă la mental? Ce nu înțelegi, mă, nu ți se învârtești ei alea în cap? Adică femeia asta, prietena lui Măsa. Ai zis tu, moștenește niște bani după urma divorțului, da? Da, mă. Ei, și nu-i trebuie și un băiat frumos, așa, mai... care să cheltuiască banii ăștia, averea? Adică tu, hă? Da, bravo, mă, bravo. Dacă îi place câinii, și-o atacă, mă, subiect la căței. Da. Bine, eu știam de ieri de combinație cu Marveni. Mă, dar îți merge mintea, mă, băiatule, bă, ești pe ele. Ce aia nebunle care e. Ia. Haide, haide, Diego. Vede că e pică, e pică. Ia uite, bă, ăla-i câine sau pisică, mă? E de Izabela, ziceam, mă. Ah, terminați, mă, proștilor. Băi, câine sau pisică. Să rămâna, doamna Izabela. Linky, ce bine arăți. Să rămâna. Nu te-am văzut de mult. E gata căsuța? Dar cum să nu? Uitați aici. O văd mai târziu. Acum Lulu vrea să se dezmorțească puțin, da. Să facă o plimbare. Ca, da, da, înțepenit în mașină. Se poate, da? Da, da. Plus că la căței le face foarte bine mișcarea în natură, ca să zic așa, și aerul curat. Dați-mi voie să vă prezint Sâmboviță, mare filantrop local, aceea și iubitor de câini puternic. Dar ce frumoasă e, pe cuvântul meu. Deci e la modul... Latră, mușcă, bine, mi-e greu să cred că e mușcă. Am uitat ăla pe foc, bă, trebuie să plec. Vai, hai că plec și eu, că mă așteaptă neva, stai în loc. Pa, frumos. Mă ajuți? Da, 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 sigur. Ne plimbăm puțin? Ia, 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 deci e... Lulu este, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă cățelușă din univers. E, da? E și păcat să nu mergeți cu ea la concursuri. Ați fost la concursuri astea? Face ăștia niște concursuri speciale pentru căței frumoși, ca la Monte Carlo, de isare pe sub alea, le dă să aduce bățul foarte frumoase. Știți de ele? Nu. E, deci Lulu, cred că dacă ajunge acolo, e mis direct. Lulu? Da. Lulu e băiat. Da, da, e da. Băiat. Ce ți-am zis, mă, prostule, că-i ce? Băiat? Tu nu și nu o țineai pe a ta. Că nu, mă, mi-ai spus tu că-i băiat și am zis eu că-i fată. Când ți-am zis eu ție, nu ți-am zis eu ție că-i băiat? Păi ți-am zis că eu mă pricep la câini? Păi eu știu exact că mă pricep foarte tare la ce înseamnă partea asta de câini, care, cum îi zice, la știință, la... Chinologie. Bravo, chinologie. Noi, din tată în fiu, am fost chinologi, care... Știu, eu vă zic. Eu dacă văd un câine pe stradă, orice javră o văd pe aici, eu iau un braț și o duc acasă, nu pot, n-am. Cu ce rasă e câinele dumneavoastră? Diego? Da. Ce să, e elicopter, deci dacă îl vedeți când dă cu coadă, face catastrofă. Bine, mai mult așa ca glumă, că ai vinut ca... E maidanez, ce? Nu pot, eu l-am văzut pe stradă, l-am luat în brațe și la revedere. Eu când văd câinii, iubesc. Și mie îmi plac câinii, dar mai mult, și eu îi iubesc. Incredibil. Dacă nici asta nu e chimie, când vine rasă să dau una. Deci e incredibil cum ne leagă pasiuni, ce înseamnă timpul oamenii la locul. Da, potrivit. Da. Bravo, felicit. Căsătorită? În divorț. Aoleu. Da, credeți. Deci, i-aș bate cu mâna un bărbat care vrea să divorțeze de așa femeie, nu merită nimic, ăla e un animal. Nu poți o frumusețe așa să vă pot să vă zic tu? Nu. Nu. Bravo, nu nimic. Rămânem pe dumneavoastră, care sunteți superbi. Acum am glumit eu.
Aaaa, ce are spiritul umorului aici, care... Poți să-mi spui Iza, dacă vrei. Oai, ce nume frumos, m-a doborât de Iza, cum avea zei olimpienică. Și tu? Eu ce? Tot divorțat? A, nu. Eu n-am avut norocul ăsta. Eu, pentru faptul că am o cârciumă foarte mare, 480 de metri pătrați, cu terasă, cum știu ce, și alea, ideea e că eu am impresia că femeile la mine trage doar pentru bani, e pe interes. Așa. Nu se... Ba da, ba da. Adică, eu, nu e ca mine, eu sunt un suflet foarte... Eu, adică dacă simt că am loc să mă bag, mă bag cu suflet, cu... Eu, pasional, vino aici. Adică eu sunt mai latin, mai... dar unde nu, nu forțez. E, am avut multe care a venit și m-a lăsat cu inima dată în două și da, am plâns mult, vă zic, am avut perioadă, am făcut hepatită de la... Dar nu, despre mine n-are... Dumneavoastră, și divorțul ăsta mai durează mult? Cum e treaba? Nu, n-ar trebui, o lună, două... Da, ce să... Un sfat, luați-i tot, jupuiți-l, nu merită să rămână cu nimic, tot. Și cam care ar fi partea dacă ar fi să se... A, nu, nu prea mult. 10-15 milioane. A, bani de pufuleț, n-ai ce da, să... Da, euro. Ce-i, ți-e rău? Au. Ce-ai, mamă? Ți-e rău? Da, mă înțeapă puțin. Aolo, de la ce? De la ce? Cred că știu de la ce. De la ce? M-am îndrăgostit. A. Da, am început să simt așa... O palpație în inimă care asta înseamnă îndrăgosteală. Deci, dați-mi voie ochii, de la ochi mi se trage. Dați-mi voie să vă invit la o cafeluță, la un lichiorus la mine, la cârciumă, să mai stăm de vorbă puțin. Eu simt că mă îndrăgostesc puternic rău de tot. Mă, Bobiță. Taci, taci. Deci, haideți la mine la cârciumă să vă dau un lichior, o cafea, sau să vă ofer inima mea. E bine o cafea. E bine o cafea. E bine. Hai, Lulu, e incredibil. Hai, drumul. Foarte aproape stau, dați-mi mie. Vă place Bișoni? Destul de mult. Ce mie e asta? N-am putut să cumpăr. Da, da, foarte drăguță și albul ăsta perlat îți scoate ochii. Dar uitați aici la Diego, care e negru, uitați culoarea mustației mele, care l-am matriculat acum trebuie. Foarte docil și uitați chimie. Diego, uite acolo la... Deci ce vă aduc? O cafea lungă. Aha. Și mie la fel. Da. Da. Cu lapte? Da, da, și jumătate de linguriță de zahăr brun. Incredibil. A spus zahăr brun? Da. Eu beau cafeaua numai cu zahăr brun, de mic, doar așa o degust. De ce incredibil, dacă nici ăsta nu e un semn, și eu cred în semne. Băi, dar și ia stai, bă, Bobiță, bă, ce vă aduc până la urmă? Bă, tu n-ai auzit ce s-a adus lui Nicu Rață o cafea? Aha. Mie două luni și pentru doamna și cu niște zahăr brun, jumătate de linguriță. De unde, mă, zahăr brun, mă, că noi n-avem zahăr brun, mă, doar să-l iau pe la alb, să-l tăvăleziți el pe praf. Hai, acolo, da. Ce nebun, ce cum să faci așa? Tu te și ia zahărul brun din punga de zahărul brun care am acolo, punga mea de zahărul pe care scrie Bobiță, brown sugar boy, care e a mea, de unde pune zahăr. Care mai e ultima pe stânga? Da, aia după stânga, da, marș. E, fratele meu, vă dați seama, cu probleme, el așa s-a născut, are nevoi speciale sus la țigre, la... Da? Da, pe ce nu se vede că sare în ochi dacă... Ei. Se vede, dar n-am vrut să jignesc. Ba da, jigniți, vă invit. Nu, nu-i problemă. E duce ca măgarul la talciochie. Dar bine, și eu ce să fac? Vă dați seama, sufletul meu care... Fratele lui, n-am putut să-l las pe drumuri. Adică, am avut grijă de el, bă zic. Și cum zice și Maria Lătărățu, dacă vă aduceți aminte, când în bucata mea de pâine am rănit un om și un câine. Da. Care folclorul se duce, dracu, pe zice trece, îmi pare rău, o spun. Păi, ai grijă de un câine și n-ai grijă de un om. Eu ce vă zic, ce să mai da. Și dumneavoastră ce planuri mai aveți, ce mai... Păi, să-l las pe Lulu la Nichi. Da, da. Și să mă duc o săptămână în Bahamas. Am avion diseară. Bahamas? Da. Ce frumos! Bahamas, Maru Bahana. Ce frumos e acolo, ce coniferele, dracu, și ce arbori, și ce coile alea de face cauciucuri. Ați fost, se vede. Nu, n-am fost, dar ce, dacă n-am fost, asta înseamnă că nu-i frumos. Ce, păi da, acolo, normal, las că e frumos fără tine acolo. Nicule, nu poți te abții tu. Ai văzut. Nu, că nu e chiar așa, că nu mă duc în vacanță. Nu.
Nu avem o mină de diamante și m-au sunat de acolo că au găsit ceva deosebit și trebuie să mă duc să văd ce e. O mină de diamante. Bravo. Da. E, din punctul meu de vedere, ca la Integram ați găsit soluția. Deci, dar mina de diamante, că vreau să vă întreb așa. Mai, e pe numele dumneavoastră? Adică s-a... Da, mina e mea. Bravo, bravo. Orice om are mină de diamante. Excelent. Deci să vă fie de bine sănătate și... Eu nici mine la pix n-am, dacă perdesc pixul. Mine. Bine, dumneavoastră, perița de aur, presupun altă civilizație, dar la când ați voi o glumă să... Da, cum? Bineînțeles, de ce nu? E, ce să mai... Bravo! Felicitări pentru cum se zice, mine de casă de piatră la mine, la diamantele alea dolhe. Ideea e că vreau să vă zic că nu vreau să... Deci vă zic, pământul ăsta nu ține diamant care să aibă mai multe carate, mai multă sclipire și mai multă frumusețeară decât zâmbetul dumneavoastră de zeiță indiană pe care îl aveți de... Uite, m-am topit! Aha, am leșinat aici! Ce, Nicule, care e treaba? Nu, mă, e cam greață așa. Ți-e greață? Du-te și vomită dacă ți-e greață. Deci, incredibil și vă asupra. Umblă, ia! A venit ca felului! Deci, poftiți. Una la Nicu și două la fel. Așa. Deci, ia, cafea ia din Etiopia, în care... A? Da. E? Ai pus sare de lămâie în cafea, boule, care ești? Păi n-ai zis, mă, să pun în ultima pungă de la mea? Tu crezi că eu am stat să mai gust să văd ce e acolo? Și să știi că nu era așa, mă rog, cum zici, era mai mult galbin, așa. Păi dacă era sare de lămâie, prostule, dai, du-te și adu un borcan de miere să mai îndulcim asta, iertați-l, v-am zis. De unde să aduc, mă, miere? Ce noi avem miere, mă? Doar să mă duc să aduc un cârd albine, să le mulți mierea. Ce tâmpi, mai zic că dacă e plecat, el nu mai știu ce. Nu te dai aici, prostule, care ești. Cine, mă, prost, mă? Bă, prost ești tu, mă, fiate, că dacă nu găsesc albirile, aduc trântorul să-l mulci nițel. Aolo, deci nu mi-ți-l... Pleacă de aici. Ai noroc. Tu mai lipsai dorobatul ăia, să vedeți. Ia uite, mă. Ce vrei, mă, tu? Ce cauți ai? Stai, mă, cu minte că nu-i singurul pe felie cu câinii, sărona, doamnă. Dați-mi voie să mă prezint, eu sunt Gianni Orlando, cel mai șmecher și cel mai sufletist în ceea ce privește câinii din fierbinți care inima mea l-o dăruiesc. Nu ca alții prefăcuți cu un singur câine. Că, pe bune acum. Hai sări la beregata mea imediat, care... Deci eu am aici 5 bucăți, după cum se poate vede. După cum se poate vedea. Păi și eu ce-am zis, mă? Nu se poate vede. Păi și nu-i corect așa, mă? Se vede tot. Bobit se vede, doamna vede, toți vede, că doar ne orbi. Lasă, Nichi, lecția de gramatică pe mai târziu. Ne mai distrăm. Nichi. Și așa e amoră viața. Nichi, mai ușor cu... Și, domnule Gianni? Da, spuneți. Eu vede că aveți doar 3 câini. De unde până unde 5? Așa spuneați, parcă aveți 5. Mă, ia... Ai, Nuric, sunt 3 aici și 3 am acasă. 5 în total, cum ar veni. Dar nu lăsați fetița să joace cu ei. Lulu e băiat. Ia uzi, păi nu lăsați să joace aici frumos pe terasă. Lulu, te duci să te joci cu băieții? Lulu, da, iubit, Dorele, du-te și adu-l pe Lulu să-i lăsăm pe terasă să se joace și ei, că doar dohănesc de bucurie să se joace. Să fii cu minte, să-l țineți, vă rog frumos, de pieptuț, o mână de dedesubt, da, ca să se simtă în siguranță. Lulu, să fii cu minte, să nu-i muși pe băieți. Hai, mă. Lulu, iubitul lui mama, drăguțul. Nu, Diego, Diego, jos. Jucăm. Ia. Ma, m-am omorât. Dorele, să mi aduci și mie niște mici, că... Mi-o foame la burtică de măr. Deci m-a alergat pe tot satul. Aole. Și domnule Orlando, cu ce vă ocupați? Fa. Am văzut că matematica, gramatica nu sunt în sfera dumneavoastră de preocupări. Eu n-am. Adică eu... câini, deci... E viața mea, eu m-am dedicat... Ce ai căutat, mă? De ce ai venit tu? De ce am venit? Am venit să te văd pe tine, frumosule, să bag în discuție, Iura. Doamne, deci am auzit că o ardeți așa pe câteva milioane de euro, așa e? Sau... De unde ai aflat? Gura lumii, gura lumii vorbește și nu întreabă nimeni cum ar veni, dar ia să bag în discuție, că știți cum e. Deci așa e, așa e cu... Da, așa e. Haide, că vă înțeleg perfect, vă înțeleg perfect că și eu când eram mic...
Am fost milionar și știu cum e greu. E greu. Yeah. Toți copiii să jucau și eu număram banii. Mă uitam pe fereastră, plângeam și număram bani. Am văzut că vă pricepeți la numărat. Unde ai fost, mă, tu milionar? Am fost, mă, taci din gură, nu te mai băga, că am fost. Păi și ce ai făcut cu ele, mă? Unde-s milioanele? Ți-a rămas mici, le-ai aruncat, ce ai făcut? Nu te mai băga, mă, în discuție, vă rog frumos să mă credeți că am fost. Nu vă las după prostul ăsta. Vă cred că se vede. Da, am fost. Zi, mă, unde a fost? Bă, tu știi cum s-ar numi, mă, o carte dacă s-ar scrie despre tine? Mm. Cel mai pârlit dintre pământeni. Mm. Zi, mă, ce ai făcut cu milioanele alea? Chiar vrei să știi ce am făcut cu banii aia, mă? Da. Păi s-a dus pe operații, prostule. Yeah. Ce operații, mă? Pe inimă, bă! Păi, cam șase pe parte, șase pe parte, înțelegi? Când aveam fibrilații de la proști ca tine care se bagă în discuția iura, fără să întrebe nimeni. Și m-am operat ca să scap de țila aia de ei. Are dreptate. Are dreptate, s-a operat. Păi m-am operat. Da, dar el ce nu știe că când era el anesteziat... Eu n-aveam, el, era da, că era inconștient, atunci da. Doctorii au umblat și i-a deschis da. Cutia cranologică și i-a băgat un cren mai mare decât avea, i-a băgat de papagal. Uitați unde era glumeț. Ce să mai... Că nu e, să uite, după ce că e proști, e și răi, și după... Deci e proști? Și iar face, și iar mă... Aia, palpitațiile la inimă, doamne, și nici nu mai știu cum să vă zic. Nu mai știu cum să vă zic, doamne. Da. Ce s-a întâmplat? Nu spune zile că nu e problemă. Să-mi dați și mie bani pentru operația asta. Vă rog eu mult că e... De ce singura operație și după aia nu mai am probleme toată viața? Mm-hmm. Dar în Turcia, doamne, și eu am niște bani puși deoparte, dar e puțin și nu mai ajunge și... Da. Și cam cât v-ar trebui? Cât aveți? Bine, să nu dați tot, că n-aveți cum să dați tot. Îmi dați acolo cât aveți pe plus, așa. Ce e pe plus dacă păi, puteți? 5-6 milioane. E bine? De euro. Euro, da, normal. Păi, da. 5-6 milioane, așa da. Și-mi dați mie 5-6 milioane de euro? Păi pentru operație, nu? Dacă e grav, trebuie, nu? Trebuie, doamnă, că v-am zis cu palpitațiile că trebuie și eu singură operație, după aia sunt liber, doamnă. Nu mai toată viața, nu mai am probleme, doamnă. Da. Mulțumesc mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Foarte bine, să-mi dați contul. Că n-am, ia... N-am, da... Dar iau o sacoșă din asta ca să punem în ei, în asta. Bă, da, vezi să fie sacoșă, că ai 5-6 milioane. Mai mare, iau de rafie, iau de aia de rafie. Sau mare. Un sac. Sac, e ce mai bine sac. Nu sac. Da, ce bine. Duceți-vă, doamnă, la bancomat, da. Scoteți-i 5 milioane. 6, prostul, că ne-am fost atent. Bravo, scoateți, doamnă, 7, tot vă duceți până acolo. Da. Că... Doamne, deci acum n-aveți cum să o dați la întors, că avem martor, deci puteți să spuneți aia cu nu mai dau bani. Domnule Gianni, se poate? Eu nu dau înapoi. Da, nu, e atâta, dar Gianni, să-mi ziceți Gianni că... Gianni, să-mi ziceți Gianni, că ele mai mama. Băi, tu nu vezi că face doamna mișto de tine? E, n-am face mișto. Faceți mișto de mine? Păi, n-ai început tu? Cum îți imaginezi că o să las vreodată atâția bani pe mâna unui necunoscut? Păi nu sunt necunoscut, nu ți-am zis că sunt Gianni. Mă, băiatule, tu crezi că eu nu știu ce se petrece aici? Ați năvălit pe mine ca hienele. Eu trec printr-un moment dificil, că divorțul nu e ușor. Am creierii praf, dar asta nu înseamnă că m-am prostit de tot. Ați aflat de slăbiciunea mea de câini, de la Nichi. Nu mă așteptam de la tine la așa ceva. Scuze. Mm-hmm, mă mai gândesc. O să te iert pentru că mă leagă o mare prietenie cu mama ta altfel. Deci, ați aflat de la el de chestia asta. Și ați venit cu milogeli, cu lingușiri pe capul meu. Nu e deloc frumos ce ați făcut. Eu n-am cer nimic, dar m-am bucurat. Auzi, dar tu să ne dai peste boc cu hotelul ăla pentru câini e frumos, așa? Care hotel? Cotețul ăla? Iauzi, mă, că era coteț, mă. Da, e coteț. În vila noastră din primăverii, Lulu are un etaj întreg. Nici nu se compară cu ce e aici. Eu am vrut doar să fie într-un loc de care să nu știe soțul meu, ca să îl am și eu cu ceva la mână. Dar nu mă așteptam la atâta golăneală din partea voastră. Golăneală? Ia, gata, că m-am enervat acum. Băi, dar potolește-te, băi, Gianni, și tu. Bă, lasă-mă, dacă m-am enervat, Nichi, mă, ce dracu e Nichi? Pe Nichi e nume de câine, mă. Yeah. Doamne, știți, pe el îl cheamă Nicu. Dacă îl cheamă Nicu, îl strigați Nic. Bă, gata, mă, că ai sărit calul. Și ce să fac, să lasă și ea nesărit, sau cum? Lasă-l Nichi să zică. Păi zic, doamnă. Deci, știți, aici la noi în stat sunt oameni săraci rău de mine, nu eu. Că eu mă descurc, eu fac combinații, merge mintea. Dar eu unii, vai mama lor. Ca de casa, păi, de săraci ce sunt. De foame ling varul ăla de pe pereți și vii tu pe opulență maximă cu hotelul tău pentru câini și tonă și tengolani. Ia mai gândește-te. Mai gândește-te. Nu tu ai ascuns câinele de omul tău? Pe aici o soție, dacă ascunde țuica, nu câinele de omul ei, nu scapă fără un ochi vânăt. Ia uite, tu ești bine, mersi. Ce ai făcut? Am mai văzut că atârnă pe lângă tine pentru niște bani și ce ai zis? Tu hai să-l iau la mișto, de ce? Că eu sunt sărac și tu ești mecheră, nu? Pe fii șmecheră, mă, cu mașina ta, cu tot și lasă-mă. Nici, mă! Pleacă-mă cu micii ăștia de aici, că îi dau la câini. Da,
Diego, lasă-i! Ieși! Marș! 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 Gata, mamaie, ți-a să-l vă potaia. Mamaie? Potaia, mă. Ia, dar ce, e fi vreo tinerică și nu mă prind eu. Lulu, ești bine, iubitul, mama? Lulu, iubitul, mama. Să-i mulțumești domnului Fericel că el te-a salvat. Ce drăguț e? Îți place? Domnule Fericel, vă mulțumesc foarte mult că l-ați salvat. Vă deranjează dacă vă dau niște bani? Da! Bani? Ce să fac, doamne, cu bani? Banii dacă i-am în fiecare zi, dacă i-am ori, dau pe toți, ori ia nevastă mea. Ați luat de băut, e bine așa. Sau, dacă vreți, veniți cu mine în Bahamas? Iauzi, măi! Da. Pe cheltuiala mea, firește. Vă trebuie doar buletinul. Avionul e privat. Stăm cel puțin o lună cu toate cheltuielile incluse. Adică e al avion privat, e al doamna. Avion? Da, are două locuri. Sigur, merg în Bahamas. Unde e Bahamas? E undeva în Moldova. Gata, mi-aduc aminte. Nu e departe de vasul, nu? E Oceanul Atlantic. Da! Mă rog, da. E foarte frumos. Sunt plaje, nisip fin. Da, o să vă placă foarte mult. Îl luăm și pe Lulu, da? Dragă Nichi, da. Sper că îți dai seama că nu-l mai pot lăsa la tine după tot ce am văzut aici. No, e mult prea periculos. Nu, nu, nu. Cotețul ăla l-am plătit, dar nu mă mai interesează. Poți să faci ce vrei cu el. Mulțumesc. Deci? Deci da, luăm pe Lulu. Cum să nu luăm pe Lulu? Păi eu pentru Lulu, adică... De-aia trebuie să trec acasă ca să-mi iau buletinul. Da? Domnule Fericel, te duc eu cu mașina. Ia uzi! E bine de tot. Prostilor, plec în Bahamas. Bravo, măi! Ia uzi, mă, pleacă în Bananas. E, na? Da, mă, de unde știi, mă? A zis acum, mă. Haide să mergem. Hai. Lulu, Firicele! Mergem cu domnul Fericel. Lulu, te... Bananas! Haide, capul meu! Ia uzi, mă, mamă, dacă eram eu! Mai era țărul de d-astea. Mai... mai e, mai... Ia, mă, câini și doi lupardele și dă-i 10 lei pe el. Aha, hai de-mă, viu. Îi rupe asta la consum până... Băi, săracilor! Cu ce vă conduce asta? Cred că da. Ia de masă. Ce faci, mă? Unde pleci? În Bahamas. Bine. Fă, vezi că chiar mă duc. Bine, mă, du-te, dar te întorci până se face cartofi? Păi mă duc cu avionul, fă. A, și mai bine. Păi nu zici, fă, să rămân acasă? Nu. Dar te duci la muncă sau te duci la distracție? Încă nu știu. Mă duc că mă duc. Și mai bine. Uite, tu chiar nu te superi? Chiar nu-ți pare rău că plec? Nu. De ce? Uite așa, că mi-am propus să nu mă mai supăr pe nimeni și pe nimic. Fiecare să facă ce vrea și cum îl tai capul. Poate trimis totuși niște bani. La fată trebuie rochie și pantofi și lui ăla mic trebuie să-i cumpăr ghiozdan nou. Dacă poți. Dacă nu, văd eu cum fac să mă descurc. Vrei să-ți fac și sandwich pentru drum? Ți-l fac cu untură și jumăr, că altceva n-avem. Îți spun și niște murături. Tu nu înțelegi că eu chiar plec, mă așteaptă mașina la poartă. Văd că tu mai mult stai de vorbă decât pleci. Bine? Bine. Bine?